Ministrii mediului din Bulgaria și România avertizează asupra informațiilor false cu privire la riscul de holeră din Marea Neagră apărute după distrugerea barajului din Ucraina. Sunt fără fundament și nu fac decât să creeze panică în rândul populației, spun oficialii. Am convocat la sediul Ministerului Mediului toate autoritățile responsabile de monitorizarea și protecția apelor Mării Negre în contextul distrugerii barajului Cahovca de pe râul Nipru. Am analizat împreună cu specialiștii imaginile satelitare și concluzia tuturor specialiștilor este că în acest moment nu avem niciun semn de pericol. Apa mării este sigură pentru îmbăiere. De altfel, Direcția de Sănătate Publică Constanța și Tulcea monitorizează zilnic din punct de vedere microbiologic apa Mării Negre, iar concluzia specialiștilor a fost, repet, că cetățenii sunt în siguranță, ecosistemul din Marea Neagră este în siguranță, apa pentru îmbăiere nu prezintă niciun pericol. Astfel, ministrul mediului Mircea Fechet a dat asigurări românilor că se pot bucura de vacanțele la malul mării fără teamă pentru că nu există niciun risc de îmbolnăvire. Specialiștii au efectuat verificări în acest sens, iar Direcția de Sănătate Publică din Constanța și Tulcea monitorizează situația. Chiar și așa, medicii specialiști se încred în expertiza autorităților abilitate, însă fac apel la prudență. Acest conflict, din păcate, înseamnă condiții precare și condiții care, din punct de vedere epidemiologic, pot să ducă la diverse boli infecțioase despre care nu mai vorbeam înainte. Este și holera, e și difteria, poliomielita, adică este o listă largă de boli. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, până la urmă, trebuie să fim prudenți. Nu-ți spune nimeni că este riscul unui focar, riscul unei epidemii și că trebuie să ne luăm măsuri cu totul deosebite. Trebuie doar să fim prudenți. Medicii specializați în boli infecțioase susțin că, în ciuda panicii create în rândul populației, nu există în realitate niciun risc. Faptul că există o alertă, asta înseamnă prudență, cum spuneam și mai devreme, și măsuri pe care să le ia autoritățile internaționale prin alertă sau cele locale. Atunci când vine vorba de o boală precum holera, trebuie luată în considerare și evoluția medicinii din ultimii ani. Astfel că recent, cazurile de holeră au fost aproape inexistente, manifestându-se prin forme ușoare, asimptomatice, iar cazurile severe sunt extrem de rare. Există o simptomatologie digestivă. De multe ori trece ușor cu vederea. Cele mai multe dintre cazuri de holeră nu înseamnă forme severe. Dacă vorbim de acele cazuri dramatice care pun viața pacientului în pericol, înseamnă o simptomatologie zgomotoasă, cu greață, vărsături, cu scaune diareice, cu aspect de apă de orez, care într-adevăr pun probleme. De ce? Pentru că deshidratarea, mai ales de o persoană în vârstă sau un copil mic, ar putea să apară în câteva ore și intervenția trebuie să fie pe măsură.